am crezut că a fi meci foarte greu, dar am făcut singur meci ușor, am marcat trebuie și sunt mulțumit de restul. Ai dat un gol în ultimele 50 de meciuri, două într-o reprise. Da, nu cred că am dat gol. Eu zic, de când plecase la Creva, ai scris un singur gol în 50 de meciuri. Da, știu, la Rapid Viena, da. Și acum două într-o reprise. Da, se întâmplă, dar sper să o țin tot așa și să marchez mai multe gol pentru Universitatea Creva. Asta este adevărata voastră față? Da, cred că ne-am antrenat foarte bine această săptămână. Am intrat foarte bine în teren. Am avut moral de la victoria cu voluntari și suntem încă așa și... Andrei, ai avut un sentiment deosebit înainte acestui meci? Ai simțit că poate va fi partida ta? Da, am și zis de dimineață înainte să plecăm la Severin că voi marca două goluri. S-a adeverit și sunt bucuros. V-ați apropiat la 3 puncte de CFR. Sunteți în luta pentru titlul? Nu ne gândim la titlul, ne gândim să intrăm în play-off mai întâi și în play-off o să vedem ce va fi. Gândești de echipa cel titlul? Da, și mie mi-ar plăcea să câștigăm titlul, dar va fi greu. Gândești de echipa națională? Mă gândesc, vă dați seama, dar nu știu eu măsura să fac convocări sau mai de orice. Da, pentru asta ziceți că i-ar plăcea să te ia de mână și să mergeți împreună la meciurile cu Suedia și cu Spania. A dat de întâmplare gol. Da, am jucat cu patru jucători la Suedia, la Krasnodar. Îi cunosc foarte bine și vom vedea ce va fi. Ce a spus lui Martici care a spus? Ce zici lui Ivan Martici care a spus că ai dat din întâmplare? Nu am ce să-i zic, este colegul meu, mai glumit între noi și sunt sigur că a glumit. Ți-au ieșit piruetele? Puteai mai bine? Păi nu, că astea sunt piruetele mele. S-a venit cu adevărată polemică, că nu poți juca vârf împins, că ai fi avut niște contre cu domnul Fițur, că iată, ai jucat vârf, ai dat două goluri. Nu am avut niciodată contre cu domnul Fițur, că de când a venit m-am simțit foarte bine. Mulțumesc că mă bag la fiecare meci și am demonstrat așa ceva. Dar tu sincer, unde te simți cel mai bine? Nu știu, în centru, în dreapta? Mă simt oriunde, și stânga și vârf. Nu mai importă, da, pentru că mi-a zis înainte de meci că voi marca 3 goluri. Ți-a zis? Da. Cui dedici golul, Andrei? Familie mele. Acum vă ajut. Nu.